Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislaw. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Invitații mei din această seară sunt doamna consilier Ildi Cobereș, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Și domnul Vasile Mic, bună seara. Bună seara. În primul rând, v-am invitat și în calitate de consilier, dar și de director de unități de învățământ, pentru că aș vrea să discutăm astăzi subiectul Consiliului Administrație. La ultima ședință de Consiliul Local, una dintre proiectele de hotărâri se referea și la numirea membrilor în Consiliul Administrație, care din partea Consiliului Local Sighet. Am înțeles că sunt mai multe nume la fiecare instituție școlară, până și la grădinițe. Și în primul rând aș vrea să discutăm ce înseamnă acest Consiliu de Administrație, care e rolul său, dacă până la urmă este un organ care ajută în managementul unității școlare sau practic este doar unul, să spunem așa, ornamental, paliativ. Doamna Bereș. Da. Deci, ca și orice unitate și unitățile de învățământ au un organ de conducere. Organul de conducere al unităților de învățământ preuniversitare constituie Consiliul de Administrație, care, bineînțeles, în primul rând, unitățile de învățământ cu personalitate juridică. Pe lângă director, director adjunct și Consiliul de Administrație face parte din organul de conducere a unităților de învățământ. Consiliul de Administrație este format în funcție, numărul membrilor Consiliilor de Administrație este în funcție de mărimea unităților de învățământ. După cum ați zis că aveți acele liste, ați văzut că există Consilii de Administrație cu 7, 9, respectiv 13 membri ai Consiliului de Administrație. Fiind vorba tot de Consiliul Local, deci legea spune că în cadrul Consiliilor de Administrație al unităților școlare trebuie să facă parte și reprezentanți al Consiliului Local, pe lângă reprezentant al primarului, părinților și profesorilor. Consiliul de Administrație se alege pe un an și este organul din cadrul de conducere din cadrul școlii care are rol decizional și participă la toate deciziile importante care se iau la nivelul școlii. Deci nu putem să spunem că este doar un organ care nu are niciun rol, pentru că nicio activitate, nici o hotărâre nu se poate lua în cadrul școlii fără aprobarea, avizul Consiliului de Administrație. Deci, pe lângă director, Consiliul de Administrație trebuie să avizeze toate hotărârile luate în cadrul, în cadrul instituțiilor. Domnule Vasile Mic, ce părere aveți? Există două legi care au guvernat învățământul în ultimii 20 de ani. Legea 128, legea învățământului și mai nou, din ianuarie 2011, legea 1, legea educației naționale. Dacă în prima parte, în trecut, legislația spunea că directorul conduce unitatea de învățământ împreună cu Consiliul de Administrație, actuala lege prevede foarte clar faptul că Consiliul de Administrație este organul de conducere al unității de învățământ, ca să citesc din lege. Dacă este să facem o paralelă, Consiliul de Administrație într-o școală este puterea legislativă. Directorul reprezintă puterea executivă. Așa cum spunea colega mea, Consiliul de Administrație este cel care dă direcția de dezvoltare, adoptă buget, aprobă curriculum, dă sancțiuni, aprobă comisii de concurs, în legea 1 organizează concursul pentru ocuparea funcției de director. Ce este Consiliul de Administrație realizează da, acest da, lucru? Da, da, la fel cum Consiliul de Administrație organizează concursul pentru ocuparea oricărui post în școală. Noi în momentul de față suntem într-o perioadă tranzitorie în care o parte dintre legile, dintre articolele din legea învățământului, legea educației naționale sunt
valabile datorită faptului că sunt acte normative subsecvente, metodologii de mobilitatea personalului didactic sau regulamente de funcționare ale unor comisii sau ale unor instituții care fac parte din cadrul învățământului. Din nefericire, Consiliul de Administrație încă nu are un regulament de funcționare adoptat de către minister conform cu actuala lege a învățământului. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă foarte multe lucruri. Înseamnă că multe dintre deciziile pe care le ia Consiliul de Administrație al unei școli trebuie să le ia după un regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ care se supune unei alte legi și este rezultat al unei alte legi, și foarte multe lucruri de asemenea, cred eu, sunt interpretabile atâta vreme cât nu există un act normativ, un regulament care să fie după care să poată funcționa toate unitățile de învățământ. Cu atât mai mult cu cât unitățile de învățământ nu au un compartiment juridic. Există un singur jurist angajat la nivel de învățământ, maramureșan, care este juristul inspectoratului școlar. Da, discutăm și despre acest subiect. M-aș întoarce în schimb la situația aceasta a organizării concursului pentru ocuparea funcției de director în liceu sau în școală sau chiar și în grădiniță, înțeleg, da? Da. În mod normal, Consiliul de Administrație trebuie să numească o comisie de concurs. Acea comisie de concurs organizează concursul, stabilește subiecte, stabilește cadrul în care se poate organiza concursul și... Deci încă este neclar. Dar încă discutăm lucrul acesta, eu cred, după discuția pe care am avut-o cu ministru în toamna acestui an, că nu se va întâmpla niciodată, deoarece în momentul de față ministerul nu simpatizează sau nu agrează această metodă de ocupare a funcțiilor de conducere în unitățile de învățământ. Gândiți-vă că a trebuit 3 ani de zile până când să ajungem ca consiliile de administrație să ajungă să aibă în componența lor persoanele care sunt dictate de către lege. Și eu zic că la Sighetul Marmației am ajuns într-o situație favorabilă învățământului și într-o situație frumoasă, în sensul că dacă vă veți uita pe ceea ce a numit Consiliul Local în Consiliile de Administrație ale școlilor din Sighetul Marmației, veți regăsi de regulă dascăli. Deci veți regăsi profesori care lucrează în învățământ, știu despre ce este vorba și în mod sigur sunt dedicați învățământului din comunitatea în care trăim. Da, sigur, a fost o discuție în cadrul Consiliului Local și pe această temă. Unii directori de licee au spus de ce să-mi vină de la un alt liceu un profesor și să afle ce se întâmplă în școala mea în cadrul Consiliului Administrație, că poate intră într-o concurență liceele respective și sunt informații confidențiale care poate n-ar trebui să se afle la celălalt liceu. Deci nu este chiar așa. În momentul în care tu faci parte din Consiliul de Administrație al liceului, după cum ați auzit, a zis și colegul, se iau anumite hotărâri. Asta nu înseamnă că noi de la o școală la alta luăm ceva sau mergea. Deci noi avem datoria să ajutăm dezvoltarea școlii respective, fiind ori director, ori profesor care face parte din Consiliul de Administrație. Discuțiile veneau acolo, de acolo, că un director de la o școală poate să fie în Consiliul de Administrație al altei școli, având în vedere că este deja un organ de conducere a unei școli și va face parte din conducerea altei școli. Deci ăsta este un pic interesant, dar legea nu spune că nu poate să fie. Mie mi s-a părut foarte interesant și faptul că în Consiliul de Administrație reprezentantul Consiliului Local este o persoană oarecare de la un partid sau de la alt partid. Deci, sincer, s-au împărțit aceste locuri ale consilieri, al reprezentanților în Consiliul de Administrație al liceelor, în funcție de culoare politică, mi s-a părut parcă era deja o politizare prea mare.
Deci noi trebuie să căutăm persoane competente și greșeala vine, părerea mea proprie este, din faptul că se specifică sau legea spune că un consilier este în conflict de interes fiind în Consiliul de Administrație a unui liceu sau a unei școli. Da, oarecum la anumite hotărâri este în conflict de interes, dar rolul reprezentantului Consiliului Local este de a face legătura dintre liceu și Consiliu. O oarecare altă persoană care este reprezentant al Consiliului Local, nu știu în care măsură va putea să facă acea legătură între Consiliul Local și liceu. Deci aici deja persoana nominalizată, reprezentantul, părerea mea personală, reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație, nu știu, părerea mea a fost să fie totuși un consilier care este acolo, știe ce se întâmplă și este și la ședințele de Consiliu de Administrație, pentru că cunoaște problemele școlii, cunoaște ce este posibil, ce nu este posibil la nivelul Consiliului Local. Deci la ședințe se discută ce posibilități avem, cum și ce se întâmplă. Bun, până la urmă este remunerată participarea asta la Consiliul de Administrație? Nu, deci nu este remunerată, este doar o numire onorifică pentru persoanele care fac parte, atât din partea profesorilor, partea reprezentanții părinților, reprezentantul primarului și al Consiliului Local. Nu se remunerează. Vreau să-mi spun părerea în două lucruri sau... Eu nu cred că în Sighetul Marmației există școli, licee. Avem 6 licee în Sighetul Marmației, avem 6 școli generale, avem 4 grădinițe. Eu nu cred că în Sighetul Marmației există școli care sunt concurente una cu cealaltă. Cred că concurența respectă regulile fair play-ului. Nu cred că există școli care se sapă una pe cealaltă și nu, de asemenea, nu cred că un lucru negativ dintr-o școală nu se reflectă asupra tuturor școlilor din comunitatea în care trăim. Așa că prezența unui cadru didactic dintr-o școală într-o altă școală mi se pare de multe ori un lucru de bun augur, poate că reușim să găsim o aceeași atitudine față de învățământ. Ca să iau exemplu de la noi, de la școală, avem ca reprezentant în Consiliul de Administrație un fost director al școlii, doamna Nicolița Crauciuc, avem ca reprezentant în Consiliul de Administrație al școlii noastre un fost director de liceu, domnul Claudiu Kindriș, avem de asemenea ca reprezentant în Consiliul de Administrație, ca să zic așa, administratorul unei societăți comerciale cu care școala are o colaborare deosebită, domnul Dănuț Iurca. De asemenea, în Consiliul de CEAC, Consiliul de Evaluare și Asigurarea Calității, avem un director adjunct de la un liceu tehnologic, de la al doilea liceu tehnologic din Sighetul Marmației. Dacă oamenii ăștia au și o orientare politică în paralel cu activitatea de dascăl, nu mi se pare că lucrul ăsta ar putea afecta foarte mult școala. Oricum, numărul reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii este de 3. Probabil că se poate auzi acolo vocea partidelor politice. La fel cum reprezentantul primarului nu este primarul, se poate foarte bine ca reprezentantul Consiliului Local să nu fie un consilier local. Noi suntem cazul fericit al celor din învățământ care suntem și consilieri locali. Avem alături de noi pe doamna Pozman, avem alături de noi pe doamna Vârsta Liliana, dar ceilalți consilieri locali, nu știu, poate că ar trebui să le-ar fi mult mai greu să se obișnuiască cu mediul și cu cultura organizațională dintr-o școală, în așa fel încât deciziile pe care le iau ei să fie în favoarea școlii, da, întotdeauna. Se pot politiza aceste decizii în condițiile în care există mai mulți membri în Consiliul Administrației și unii sunt chiar, înțeleg, din cadrul școlii, adică directorul,
cel din partea sindicatului? Care e componența exact? A fost o discuție chiar de contestarea acestei legi. În momentul în care s-a spus că 50% dintre reprezentanții din Consiliul Local trebuie să fie din afara școlii, nu trebuie să fie dascăli, profesori din școală, pe prima variantă a acestei legi era vorba de două treimi. Era vorba de două treimi. A fost o interpretare că asta va duce la scăderea calității și la un Consiliu de Administrație politizat. Uite că în momentul de față, să zicem că pe varianta de 13 membri în Consiliu de Administrație, avem 6 profesori ai școlii, în care intră și directorii. Și 7 membri din exterior. Avem 7 membri din exterior, dintre care 3 sunt reprezentanți ai Consiliului Local. Să zicem că acolo poate influența, este și politicul. Avem 3 părinți și avem un reprezentant al primarului. Spuneți-mi dumneavoastră, în situația în care avem reprezentanța ai Consiliului Local, dascăli, în primul și în primul rând, și apoi oameni care poate au simpatii. Spuneți-mi decizia cine o vor lua într-un Consiliu de Administrație. În mod sigur o să o ia dascăli. Bun, trebuie bănuiesc că deciziile se iau cu majoritate simplă, nu? Poftim? Deciziile se iau cu majoritate simplă, mai puțin deciziile care se referă la persoană, adică deciziile privind angajarea, sancționarea, mobilitate, desființarea sau înființarea posturilor și așa mai departe, care se iau cu majoritate de două treimi din membrii, atenție, nu din participanții la o ședință, ci două treimi din membrii Consiliului de Administrație. Nu din prezenți, din membrii Consiliului de Administrație. Se adoptă cu majoritatea celor prezenți. Celelalte decizii care țin de funcționarea, știu eu, de derularea procesului de învățământ, deciziile se iau cu majoritatea celor prezenți. Bun, există o discuție, spuneați mai înainte, despre situația în care, de exemplu, instituțiile școlare nu au nici măcar jurist. Ele pot la un moment dat să intre într-un litigiu chiar și comercial, deci, nu? Pentru că în calitate de director semnezi la un moment dat un contract cu o firmă pentru, nu știu, poate reabilitarea instituției de învățământ. Ce se întâmplă în momentul în care aveți un litigiu de genul ăsta și aveți nevoie de consultanță juridică? Deci nu am avut cazuri din acestea. În schimb, noi în momentul în care facem o licitație sau ne angajăm pe o lucrare, întotdeauna trebuie să avem printre noi un reprezentant al Consiliului Local, un reprezentant al primăriei care este cunoscător de lege și cunoaște toate procedurile conform căreia se fac aceste licitații sau aceste angajări de lucrări, iar în cazul în care se întâmplă orice, noi putem direct să contactăm juristul de la inspectoratul școlar. Știm acel caz nefericit când a fost cu profesorii care sunt și acum încă în litigiu din examenele de bacaloreat, vestitele examene care nu știu cât de mult au fost drepte. Atunci fiecare persoană și-a angajat pe cont propriu jurist. Dar în cazul când este vorba de școală, întotdeauna putem să ne îndreptăm către juristul inspectoratului cu orice problemă. Da, aici am să vă contrazic pentru că există un caz pe care îl cunoaștem și noi. V-am zis că nu a fost cazul, n-am avut caz. În care un profesor nemulțumit a dat în judecată Consiliul Administrației al școlii, practic conducerea școlii, iar conducerea a fost nevoită să își angajeze avocat, sigur, tot din banii școlii. Că doar nu o să fie din banii. Da, v-am zis că nu am avut, dar probabil că școala putea să ia și legătura și cu juristul, deci avea în primul juristul rând... Juristul care a spus că nu poate deci să reprezinte și... școala, pentru că reprezenta inspectoratul care a dat la judecată în rândul Noi am avut un eveniment în școală, un conflict între două eleve care s-a lăsat cu chemarea în judecată și a școlii noastre. Din fericire s-a soluționat cu înțelegerea părților până la urmă acel litigiu. La momentul respectiv am solicitat inspectoratului școlar, respectiv juristului inspectoratului școlar, sprijin juridic pe tema, pe problema respectivă, pe speța respectivă și am primit un răspuns foarte tranșant și foarte clar că juristul inspectoratului școlar nu se ocupă de unitățile de învățământ. Asta înseamnă că pentru un eventual litigiu trebuie modificat un buget, trebuie prevăzut bani în buget, trebuie făcută o achiziție publică de servicii
juridice, nu știu în ce măsură un avocat se pricepe la problemele specifice ale învățământului. Avem în momentul de față, fiecare școală are un număr mare de litigii de muncă datorită nerespectării legislației muncii și legislației salarizării și contractelor colective de muncă care au existat la nivel de învățământ în perioada 2008-2011. Și nu avem niciun sprijin în sensul ăsta. Adică directorul școlii este de regulă singur în fața sindicatului care are juriști pregătiți și de asemenea inspectoratul este, are jurist, dar directorul școlii este singur în fața sindicatului care are juriști pregătiți. Și dacă ar fi să trebuiască să ai o poziție clară, ar trebui să se apeleze tot la o asistență juridică din partea unei terțe entități. Discutăm despre acest subiect și după o scurtă pauză de publicitate. Descoperă lumea. Observă viața sălbatică. Fii un detectiv modern. Zboară printre stele și privește imagini spectaculoase. La UPC ai o super grilă de canale digitale și HD, internet de mare viteză și minute naționale în rețea. Vino pe upc.ro și alege-ți pachetul care ți se potrivește. Magazinul Nova oferă pentru toți gospodarii folie profesională pentru solarii din polietilenă rezistentă 3 sezoane, cu protecție la razele ultraviolete și lățimi de 6, 8, 10 și 12 metri. Folie profesională natur din polietilenă pentru solarii cu lățimi între 4 și 10 metri. Folie neagră pentru agricultură la 4,2 metri lățime. Nou, vă oferim folie Inteco 4,2 metri lățime la numai 9,80 lei per kilogram. Rețineți, toate tipurile profesionale de folie au grosim de 0,12 și 0,15 mm, iar un kilogram de folie are o suprafață cuprinsă între 6,2 și 8,4 metri pătrați. Magazin Nova, strada Avram Iancu, lângă policlinică. În peisajul medical privat maramureșan, la doar un an după inaugurare, Clinica Someșan a ajuns să asigure cele mai complexe servicii de investigare imagistică, laborator de analize și consulturi clinice care, alături de tratamentele de specialitate medicale, inclusiv cele chirurgicale și stomatologice, sunt practicate de o echipă alcătuită din peste 100 de medici din Baia Mare, Satu Mare și centre universitare cu tradiție din România. Medicația necesară, indiferent de complexitatea acesteia, este asigurată cu promptitudine prin farmaciile Someșan deschise non-stop. Serviciile clinice asigură spitalizare de zi și spitalizare continuă pentru diagnostic, tratamente, intervenții chirurgicale și nașteri. Preocuparea noastră permanentă pentru creșterea performanțelor fiind certificată de acreditările ISO și RENAR obținute după ultimele standarde în domeniu. Clinica Someșan, profesionalism, calitate, discreție și respect pentru pacienți. Husqvarna, prin Ursa Mare SRL, lansează campania de primăvară. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate. Cositor Ferrari de la 7.499 de lei, moto unelte cu fir și disc de la 799, iar fierăstraiele au prețuri începând tot cu 799 de lei. De asemenea, campania de primăvară aduce prețuri promoționale și la pompe de apă și generatoare de curent. Tot la Husqvarna găsești mașini de tuns iarba, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și servici profesionist. Când spui Ursa Mare, spui Husqvarna. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet. Telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
Aceasta este o reclamă. O reclamă încearcă să-ți spună ție ce să faci. Dar această reclamă vrea ca tu să ne spui nouă ce să facem. Folosește această putere. Decide cine va conduce Europa. Votează pe 25 mai. Alegeri europene. 25 mai 2014. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Știrile TV Siget, știrile de lângă casa ta. Au mâncat ciuperci până li s-a făcut rău. Patru copii din Săin au ajuns în toiul nopții la spitalul județean după ce au consumat ciuperci congelate culese recent din pădure. Micuții cu vârstă între 4 și 9 ani au acuzat grață și dureri abdominale. Neînțelegerile dintre primarul și viceprimarul comunei Rona de Sus continuă după ce primarul a anunțat că va lipsi câteva zile din localitate, iar viceprimarul se plânge că nu poate lua nicio decizie în lipsa acestuia din cauza că n-ar avea ștampilă. Polițiștii de frontieră maramureșeni au depistat un minor în vârstă de 15 ani la volanul unei mașini în care erau ascunse țigări de contrabandă. Autoturismul a fost oprit în Petrova pentru control. Dascălii care vor dori să urmeze cursurile celei de-a doua facultăți ar putea să o facă în curând în mod gratuit. Cea de-a doua specializare ar urma să fie finanțată de stat. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va avea în structură o poliție a animalelor. Acest departament se va ocupa cu promovarea și respectarea drepturilor animalelor cu stăpân. Despre Consiliul de Administrație vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Menționați la un moment dat, domnule Mic, că nu există jurist în școală și trebuie apelat la un moment dat, în funcție de conflicte juridice care există, la consultanță juridică. Care ar fi exact procedura? Pentru că știu că unele școli au această problemă și până la urmă se reflectă și în bugetul școlii dacă plătești un avocat, iar o altă întrebare este ce avocat îți alegi și care e procedura până la urmă, fiindcă avocați sunt destul de mulți, nici ieftini nu sunt, pe de altă parte puțin cunosc legislația muncii în domeniul învățământului, care e un pic diferită. Dacă ar fi să fiu în situația asta, aș mai parcurge odată etapele prin care să cer sprijinul odată la inspectoratul școlar și doi la comunitatea locală respectiv la primărie. Deci aș face adrese prin care aș cere sprijinul acestor instituții. Dacă aș primi răspuns negativ de la aceste instituții, pe urmă urmează pașii oricărei achiziții publice care se face în sistemul administrației publice locale, guvernat de ordonanța 34 cu toate modificările și toate lucrurile care derivă de acolo. Este un caiet de sarcini, este un anunț publicitar pe internet sau la școală sau într-un ziar local prin care se achiziționează servicii de asistență juridică. Odată cu acest anunț, persoanele interesate, asta înseamnă că cineva se încumetă să vină și să studieze legislația stufosă din învățământ, vin și iau un caiet de sarcini în care în mod sigur este prezentat cazul pe care trebuie să-l gestioneze. Există oferte, există comisie de analiză a ofertelor, după care este un contract foarte clar care spune partea financiară și partea de contrapondere ce trebuie să ofere juristul sau avocatul. Care e responsabilitatea Consiliului Administrației? Dacă, de exemplu, la un moment dat votează într-un fel anume și se pierde procesul în instanță, cine plătește, practic? Consiliul Administrației, școala din banii
săi sau fiecare membru în Consiliul de Administrație. Asta în condițiile în care eu am avut situație în care în urma unei decizii privind o comisie din școală, comisie care era retribuită, comisie de concurs, de examen, un angajat al școlii s-a considerat nedreptățit și a dat în judecată Consiliul de Administrație. A cerut despăgubiri. Am avut de asemenea situație în care un calificativ primit de către un cadru didactic, afirm și în ziua de astăzi, pe drept un calificativ altul decât foarte bine, a fost contestat în instanța de contencios administrativ cu despăgubiri de ordinul sutelor de milioane de lei în bani vechi. Dacă se pierdeau acele procese, vă spun foarte clar că cei care plăteau erau membrii Consiliului de Administrație. Deci până la urmă această poziție, nu știu, până la urmă e voluntariat, că îți afirmi intenția sau accepti să faci parte într-un Consiliu de Administrație, implică foarte, foarte multă responsabilitate și inclusiv responsabilitate materială în anumite situații. Doamna Bereș, da. Care e exact situația din perspectiva dumneavoastră? Ce se întâmplă într-un astfel de caz? Ați avut astfel de cazuri? Am avut un caz acum câțiva ani, un caz de pensionare, dar atunci decizia nu era Consiliul de Administrație, ci decizia trebuia să iei contabil și director și datorită unei mici neatenții am plătit noi. Deci a câștigat în instanță și noi trebuia să plătim acea pagubă care am provocat, probabil, dintr-o neatenție. De aceea, atât Consiliul de Administrație, cât și directorul, în momentul în care ia o hotărâre, o decizie, trebuie să studieze foarte bine procedura, legea și hotărârile care vin de la organele de conducere, minister, respectiv inspectorat. Ați pomenit la un moment dat despre Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și aș vrea să ne spuneți ce este ea, în condițiile în care și aici există un reprezentant propus din partea Consiliului Local. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității are, din fericire, în momentul de față, niște acte normative care îi și o procedură clară de funcționare. Are un regulament de funcționare. Este o comisie internă a școlii, care eu spun că are o putere foarte mare atâta vreme cât acea comisie își face treaba și își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul ei de funcționare și cu legea de asigurare a calității în învățământul preuniversitar. Acea comisie adună toate datele dintr-o școală și este prima care acordă, ca să zic așa, un calificativ activității instructive educative dintr-o școală. De asemenea, este cea care propune măsuri care pot îmbunătăți activitatea instructive educative dintr-o școală. Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității a apărut prima dată în învățământul tehnic. Primele instituții care le-au implementat au fost liceele tehnologice, care au avut programe fare, implementate programe fare la ele în școală. Mă refer aici la, mi se pare, 3 licee din Baia Mare și un liceu și liceul Borșa, după care acele licee au luat sub aripa lor celelalte licee tehnologice. În fiecare an, Comisia de Evaluare a Calității face un raport privind situația învățământului din școala respectivă. Există vizita unui evaluator extern din județ care vine și analizează și activitatea comisiei, dar și activitatea din școală. Există, ca să spun așa, criterii foarte clare de performanță privind activitatea din școală.
Și eu zic că este una dintre comisiile utile școlii. Dar alături... câți membrii fac parte din această comisie, doamna Bereș? Deci membrii din această comisie sunt în funcție de, tot așa, de mărimea unității de învățământ. Aici există un președinte și, de regulă, un responsabil cu activitatea calitativă, precum membrii profesori care nu au voie să facă parte din Consiliul de Administrație, chiar datorită faptului că aceștia supraveghează și activitatea Consiliului de Administrație. Ce aș mai vrea să adaug la cele spuse de colegul meu, Comisia de Asigurare a Calității există și la nivelul Ministerului, există o comisie de evaluare a activității educative, care fiecare unitate de învățământ are obligația să aibă o verificare din partea acestei comisii într-o perioadă de 5 ani. Noi am avut anul acesta, deci se împlinește 5 ani de când și nu am avut încă verificare din partea acestei comisii. Din păcate, această comisie își face activitatea pe renumerare. Sunt destul de mari costurile pentru a chema să vină această comisie de evaluare și să evalueze instituția. În primul rând se fac evaluarea acelor instituții care vor să-și schimbe profilul sau vor să-și introducă un alt profil în cadrul instituției. Având aceste opțiuni de a introduce alt profil decât cel existent, trebuie să existe o comisie care vine, verifică, acorde calificative atât cadrelor didactice, cât și instituției pentru a putea să facă aceste inovări în cadrul școlii. Bun, practic la fiecare final de an școlar se realizează această evaluare sau la fiecare final de an școlar comisia de evaluare a calității din cadrul școlii face evaluarea și raportează către minister, către comisia de evaluare a calității la nivelul național. Iar odată la 5 ani este obligatoriu să invităm Comisia Națională să vină să ne facă verificările, astfel autorizația, știm că autorizația de funcționare a unei instituții se dă pe 5 ani. Domnule Vasile Mic, cum vedeți comisia aceasta de evaluare și asigurare a calității din perspectiva unui liceu tehnologic? Ziceam adineauri că este una dintre comisiile foarte utile într-o școală. Este practic o comisie care oferă, este prima care oferă feedback întregii școli privind activitatea, inclusiv conducerii școlii. Și zic eu că oferă un feedback obiectiv atâta vreme cât din acea comisie nu poate face parte un directorul școlii, nu pot face parte membrii comisiei Consiliului de Administrație al școlii. De asemenea, orice modificare în structura și oferta educațională a școlii, respectiv un profil nou sau o calificare nouă, trebuie să treacă printr-o autorizare din partea ARACIP, acea agenție națională a calității. Școala noastră a trecut prin așa ceva pentru că noi am înființat un profil de construcții la Sighetul Marmației care nu exista în zona asta a Maramureșului și am avut o vizită din partea ARACIP-ului, aș putea să vă spun că a fost cea mai cruntă inspecție prin care am trecut eu vreodată. Au venit două doamne care ne-au oferit un exemplu de evaluare obiectivă și serioasă. Pot să vă spun că primul zâmbet din partea lor l-am primit în momentul în care își încheiau activitatea și am completat noi acele fișe de feedback din partea pe care trebuie să le completăm. Am primit autorizarea, dar de un real sprijin pentru a primi acea autorizare a fost Comisia de Evaluare a Calității din Școală. Dacă nu aveam experiența trăită cu Comisia de Evaluare a Calității din Școală și dacă nu aveam experiența trăită cu vizitele din partea altor comisii de evaluare a calității de la licee din Maramureș, în mod sigur nu primeam autorizare.
Aș vrea puțin să vorbim, nu ne mai permite timpul foarte mult, dar aș vrea să-mi spuneți câte ceva și despre mobilitatea aceasta a profesorilor, care și ea, am înțeles că este una care ar trebui să treacă prin Consiliul Administrației al școlii și ar trebui să fie aprobată și de către inspectorat. Există discuții în diverse școli privitor la modul în care se realizează ea, că ar fi unul părtinitor, că unii profesori ar fi mai, să spunem, marginalizați decât alții. Depinde la ce ne referim în cadrul mobilității profesorilor. Mobilitatea cuprinde foarte multe etape. Începând din noiembrie, deja, sau chiar de la începutul școlii, deja noi lucrăm pe baza procedurilor la acele etape ale mobilității. Mobilitatea cuprinde toate acele activități de detașare, de transfer, de organizare a concursurilor în cadrul liceelor și la nivelul inspectoratului pentru ocuparea posturilor. În perioada care a trecut, chiar la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, a fost acea etapă a mobilității de transfer, pretransfer. Actualmente, noua metodologia mobilității a impus acel acord din partea celor două instituții pentru ca un cadru didactic să se poată transfera de la unitate școlară la altă unitate școlară. La acest nivel am auzit anumite probleme din partea unor cadre didactice, că au spus că au fost marginalizați deoarece nu au avut ocazia să meargă la acele unități școlare unde și-au dorit. Dar am tot vorbit de descentralizarea unităților de învățământ, de acea autoritate a unităților de învățământ, deci de a-și alege cadrele didactice cu care lucrează. Cred că acest acord pe care la momentul anul acesta ni le-am dat noi pentru ca să poată veni transfera un cadru didactic în unitatea noastră școlară, ne-a asigurat acea posibilitate de a ne alege cadrele didactice. Până acum, chiar anul trecut, am avut eu cazul, am primit prin pretransfer profesor, nici nu am știut, doar în septembrie, că postul respectiv a fost ocupat. Deci acum acea ocupare a unui post nu s-a putut realiza numai cu acordul directorului și al Consiliului de Administrație. Deci aici intră și rolul Consiliului de Administrație. Totodată concursurile, organizarea concursurilor pe perioada anului școlar, pentru că există posibilitatea, în cazul în care se eliberează un post, postul respectiv să fie ocupat de un cadru didactic prin concurs, concursul fiind organizat la nivelul instituției. Procedura de concurs organizat la nivelul instituției, precum și comisia de concurs, este tot aprobat, avizat de Consiliul de Administrație din școală. Subiectele, tematica subiectelor, tot așa, este avizat tot de către Consiliul de Administrație al școlii. Domnule Vasile Mir. Mobilitatea se referă la două lucruri. Odată se referă la profesorii care sunt titulari în sistemul de învățământ și sistemul de învățământ îi protejează în sensul că le oferă loc de muncă chiar dacă în școala în care s-au titularizat sau au la un moment dat ore, dispar orele respective. Și de asemenea se referă la posturile care devin vacante sau care trebuie până toamna, până la începutul școlii, ocupate cu cadre didactice calificate. Noi avem situații de genul ăsta și am avut situații de genul ăsta în școală, în care printr-un concurs național unic un profesor din Baia Mare s-a titularizat la noi la școală, dar școala nu l-a văzut niciodată în activitate la școală. Deci el a rămas titular de sistem și în fiecare an a obținut detașare într-o altă unitate de învățământ din Baia Mare sau din județ. Vă dați seama că acest lucru este foarte stânjenitor pentru școală, în sensul că nu ai un om care să fie dedicat școlii și atâta vreme cât pentru un cadru didactic se pune 1, 2, 3, 5, 6, 10 ani de zile se pune semnul întrebării privind stabilitatea lui sau poziția, stabilitatea lui pe un post la o școală,
Lucrul ăsta este destul de stresant. Am avut cadru didactic care a predat 12 ani la rând la noi la școală și de-abia acum a reușit să se titularizeze și să vină în școală. Acum, cu actuala procedură în care Consiliul de Administrație al școlii trebuie să spună părerea, bineînțeles respectând o metodologie și o legislație, o metodologie de mișcare a personalului didactic, dar trebuie să-și dea acordul privind intrarea în școală sau plecarea din școală a unui cadru didactic. Mi se pare un lucru foarte normal, la fel cum normal mi s-ar părea mie ca intrarea într-o școală, chiar și titularizarea, care se întâmplă cu concurs național unic, să se producă tot cu acordul Consiliului de Administrație. Pentru a se evita acele situații în care vara, în luna iulie, este concurs național unic, postul este liber, se ocupă de către un cadru didactic care nu mai calcă niciodată în școală pentru că țelul sau țintele lui sunt cu totul și cu totul altele decât școala respectivă. Dar la școala respectivă este post liber. Și asta de multe ori nu aduce calitate în sistemul de învățământ pentru că este un post blocat. Pentru domnul Mic este ceva care se întâmplă odată la câțiva ani. La noi se întâmplă în foarte multe cazuri, chiar și anul acesta am avut două cadre didactice care au ocupat un post vacant, titularizabil și nu au venit în unitate, ci au plecat aproape de casă pentru că există acea titularizare la nivelul inspectoratului. Toată lumea poate în funcție de media obținută își alege postul unde dorește și se titularizează pe post. Mai avem noi, unitățile școlare, o posibilitate de a titulariza cadrele didactice care, bineînțeles, au participat la concursul de titularizare din iulie, cu acea lege 253, articolul 253, prin care un profesor al școlii care a participat la concurs și în cazul în care există post vacant titularizabil în școală, să fie titularizat pe postul pe care a lucrat un an, doi sau mai mulți ani și nu a putut să fie titularizat. Da, suntem pe final, am mai putea discuta despre aceste subiecte. În schimb, aș vrea acum, înainte de încheiere, să îmi dați, să zic așa, un pronostic privitor la liceele pe care le și conduceți, pentru că sunteți astăzi în dublă calitate. Ce așteptări aveți de la bacalaureat și ce pronostic dați la admiterea pentru bacalaureat? Câți vor trece și câți vor merge în etapa a doua de bacalaureat? Pot să încep eu. O să fie foarte surprinzător pentru că noi am luat o hotărâre, cred că destul de serioasă. Având în vedere situația actuală cu și având în față acele simulări din aprilie, Consiliul de Administrație a liceului a hotărât că nu vor intra în bacalaureat numai acei elevi care la cele două presimulări care o să fie înainte de bac au atins nota de trecere. Deoarece nici atunci, nici acum, nici la teze, copiii nu o să știe nici mai puțin, nici mai mult decât au știut, deci trebuie să învețe foarte mult ca în simularea, presimularea din mai să iei note de trecere. Și atunci, la nivelul liceului nostru, ori intra în BAC numai acei copii care au atins la cele două simulări nota 6. Deci, eu deci sper că promovabilitatea trebuie să fie eu cred că dacă o să fie asta. Doi care o să intre în BAC, o să fie sper să fie 100%. S-ar putea să fie 2, s-ar putea să fie 10, cel puțin eu cred că cei care vor intra o să treacă BAC-ul. Domnule deci Vasile Mic, la noastră situația cred că e mai tristă pentru că numărul e mult mai mare de elevi. Avem peste 260 de elevi care termină acum clasa 12-a. Vom avea și noi săptămâna viitoare teze date în regim de bacalaureat, ca o simulare la bacalaureat. Acele teze se vor trece în catalog. Asta va fi o primă cernere, ca să zic așa, sau sort ierarhizare a elevilor. Ca pronostic, eu cred că ne vom situa ca și anul trecut undeva pe media națională, ca și procent de promovabilitate, având 13 clase, noi vă dați seama că avem și elevi mai buni și elevi mai slabi, avem clase cu performanțe și avem și elevi care s-au târât 4 ani de zile până au terminat liceul. Eu cred că bacalaureatul și problema cu promovabilitatea la bacalaureat este în mare măsură un subiect de presă
și în puțină măsură privit așa cum ar trebui să fie privit. Atâta vreme cât toți elevii de până la 18 ani, după legea învățământului, trebuie să termine un liceu, este normal ca promovabilitatea la bacalaureat să se situeze undeva în jurul 50%, la nivel național. Este normal ca într-un liceu tehnologic promovabilitatea să fie de 34%. Dacă eu oblig acei copii să trateze sau să studieze niște, o parte de materie sau niște cunoștințe care de multe ori sunt dincolo de capacitățile lor, iar trebuie să fie deja pe piața muncii probabil și pe urmă să vină să facă liceu o parte dintre ei, este normal ceea ce se întâmplă. Eu nu îmi fac griji și nu este un capăt de lume că din 100 de elevi care termină un liceu tehnologic, doar 40 și-au bacalaureatul. Acei 40 probabil că vor termina și o facultate. Ceilalți se vor folosi de diploma de 12 clase pentru a parcurge sau a studia la o școală post-liceală sau probabil că vor intra în câmpul muncii. Oricum școala, faptul că ei termină 12 clase înseamnă cu mult, mult mai mult decât faptul că ei au stat acasă sau au muncit de la o vârstă fragedă sau au abandonat școala. Bun, vă mulțumesc și mult din partea noastră promisiunea că veți veni și după aceea să dau aceste teze și un fel de simulare pentru bacalaureat ca să vedem cam câți vor intra până la urmă după părerea dumneavoastră sau câți ar merita să intre în bacalaureat. Asta ca să nu ne așteptăm la cifre dezastruoase după examenul de bacalaureat în care să vedem că la un liceu sau altul practic promovabilitatea a fost de 10-20% în cel mai bun caz. Mulțumesc, doar atât pentru astăzi. O seară frumoasă în continuare. Urmează știrile. La revedere! Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislaw. Societatea de salubrizare Herodot Group informează cetățenii municipiului că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a încheia contracte cu societatea de salubrizare pentru a beneficia de serviciile acesteia, conform hotărârii Consiliului Local numărul 72 pe 2009. Aceste contracte pot fi încheiate la sediul societății Herodot, bloc 3 din cartierul 1 decembrie 1918, la camera 12 din incinta primăriei Sighet sau la sediul beneficiarului prin reprezentanții autorizați ai firmei de salubrizare. Herodot Group se ocupă de curățenia orașului tău. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacul, coloranți, diluanți, gleduri, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuiale decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățimi de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți, ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu. Începe primăvara cu o vedere sănătoasă. Vino la Optic Rina. Cabinetul nostru îți oferă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și un optometrist. Optic Rina. Oferim servicii medicale oftalmologice, profesionale și competitive.
Consult oftalmologic general, prescripții oftalmologice, prezentarea unei game largi de rame, ochelari și lentile de contact. La noi, primăvara vine cu reduceri de 20% la ramele și lentilele pe comandă. Optic Rina. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihali de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752-883-586. Și nu uita, Optic Rina are grijă de ochii tăi. Ca să te bucuri de viață, pune accent pe sănătatea ochilor tăi. E ușor să spui, merge și așa, nu? Pare mai la îndemână. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEANI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. O campanie de conștientizare anticorupție. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. 112, numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Apelarea falsă sau abuzivă se pedepsește. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.